invers la bona voluntat, partea psicosomatică, ocupă numai tot. Deci, schizofrenul nu înseamnă că nu are spirit, că nu știe, că nu e religios, nu e vorba de asta. Ci e vorba că în primul plan și în mod disproporționat pune accentul psihosomatic. Deci bolnavul mental supraevaluează factorul psihosomatic. Uite, cât voi vă considerați normal, totul e liniștit în voi. Toate organele și toate. Dar o parte din voi își propune ca săptămâna viitoare să facă cu tare analiză și să-și controleze cu tare problemă, de care psihică nici vorba. Psihosomatică. El vrea să vadă dacă colonul nu e nu știu cum, dacă aia nu e nu știu cum, ceva din corporalitatea lui. Prin urmare, vă dați seama că bolnavul nostru care vine la noi cu probleme psihosomatice, noi imediat ne dăm seama că este o răsturnare. Este o răsturnare. Noi înainte de a-i spune, dar n-ai nimic, n-ai nimic în colon sau așa ceva, ne dăm seama că formula asta de care vorbesc este răsturnare. Păi dacă tu zici că ești că schizofrenii știți că, mai ales schizofrenele, unele din ele, sunt foarte religioase. Mănăstiri, chestii, dacă ar fi să te iei după asta, sunt mai ceva ca patriar. Foarte religioase. Deci partea spirituală e foarte dezvoltată. Însă, sunt dominate de idei psihosomatice. Adică că preoții strică creierul, că securitatea urmărește și distruge celula și... S-au făcut vrăși. Mă rog, sau vrăși, sau orice vreți, prin mare, nu e păcat că atâta spirit, nu? Care merge pe mănăstiri și până asta face un efort și știe și citește. Deci are atâta spirit dezvoltat și totuși e dominat de aspecte psihosomatice. Acum înțelegeți de ce în formula generală asta este boala mentală. Adică, pe de o parte, sinele domină ego-ul și, în al doilea rând, psihosomatic domină spiritul. Păi dacă noi intuim acest lucru, ce înseamnă intuit la psihologie? Înseamnă o prepercepție. Pentru că dacă am luat intuiția numai în sensul strict perceptiv, ar fi un sinonim. Eu te percep pe tine, păi ce am intuit? N-am intuit. Te-am perceput. Dar dacă înainte de a te percepe, puțin, temporal e ceva extrem de fin ce spun acum, atunci este o intuiție. Psihologul trebuie să aibă nu totală, nu foarte mare și cum se recomandă la orice medic, să nu exagereze cu lucrurile astea. Intră omul cu ușe, vezi, e schizofren. Îmi amintesc că eram la gardă odată și eram cu un doctor celebru, am uitat cum îl cheamă, Budia Cecova. În fine, și cine intra pe ușe, ăsta, una, două, îmi sufla mie. Schizofren. Mai intrau
Eu eram nebunit. În sensul că eram în faza aia de învățare, de criterii, de lume rațională, să stăm de vorbă, să culegem date, să sintetizăm. L-am întrebat până la urmă. Care sunt criteriile? Cum este posibil? Și el mi-a spus o chestie în care după aia, ani de zile, a trebuit să reflect la ce mi-a spus. Mi-a spus, tinere, e o chestie de intuiție. Adică? Adică să știi că oligofrenul e vesel. Oligofrenul e vesel. Așa că eu o să mă abțin acum. Însă ceva fantastic, fantastic. N-am mai verificat în literatura să spun că tipul ăsta de intuiție a acestui doctor. Deci uneori nu te alegi cu o bibliotecă în cap, ci te alegi cu niște chestii care în mod sigur, uite, de asta se va lipi de în capul vostru. Și în momentul în care ăla intră și este așa și așa, zici, stai, intelectul ăsta acum. E de foarte mare valoare ce mi-a spus domnul. Prin urmare, domnilor, microcircul ăsta care încerc eu cu voi și, e de fapt nu atât numai pentru voi, ci este și simplu o pleasure, o ceva al meu, ca să reduc multitudinea de probleme la lucruri comunicabile și mult mai simple. De ce? Pentru că vedeți și voi că toate tind să se complice în expunere, din această formulă trebuie să înțelegeți toate tendințele de care vorbea profesorul Mânza data trecută. Ați văzut când și-a prezentat cartea, că eu i-am spus dumneavoastră ați adus nou ceva, și anume o psihologie spirituală. El a admis asta. Și uitați-vă în cartea lui și o să vedeți că el a subscris la curentul transpersonal. Ce a vrut să spună? A vrut să spună că în sinele individual trebuie să introducem și componenta unui spirit universal, spunea el, după Jung. Vă amintiți ce a spus? Da. Citiți și cartea și o să vedeți capitolul de care vă spun. Dar de ce vă spun asta? Pur și simplu vă spun pentru că în dezvoltarea actuală în psihologie se dă mai curentul ăsta transpersonal. Eu data viitoare, de altfel, o să fac trebuie să de înțelepciune orientată, vinerea viitoare. Și o să vedeți, de fapt, de unde au luat oamenii ăștia tipul ăsta de idee. Noi o să rămânem numai la ce ne trebuie nouă pentru psihologia
Asta, sigur. Și, atenție. Acum, asta este modul nostru de a vorbi. Dar noi trebuie să vedem o apropiere și de ce vorbea doctorul Teodorescu. Pentru că el, v-am spus, într-un limbaj și o generație oarecum care ne precede și care făcea diferența și contrastul între conștient și inconștient. Vedeți că acum psihologul actual nu poate să treacă, bineînțeles, peste asta. Însă vorbește în alți termeni. Și vorbim în termenii ego-sine. Trebuie să vă obișnuiți cu această trecere că acest sine, de fapt, ar putea fi sinonim de inconștient. Care e deosebirea? Păi uite care e deosebirea. Că în timp ce inconștientul e socotit doar un automat visceral la medicină, după Jung și după asta, i s-a băgat etajul ăsta de spiritualitate. Și de-aia psihologul actual e mai mult decât medicină. E cultural, vrea, nu vrea. Trebuie să-și adauge suprastructura asta culturală. Ca să înțeleagă ceea ce vorbim acum. Ori, acest adaus cultural este exact nivelul 3 de care vorbeam. Adică nivelul stilistic. Asta este tot șpilul. Dacă pricepem treaba asta, o să ne fie foarte simplu să ne apropiem de o personalitate. Eu mă apropiam de mult de personalitate. Simțisem că peste medicină trebuie să pun ceva. Însă, nu puneam destul. Eu puneam că e oltean, că e dobrogean, că e nu știu ce. Nu-i destul. În stilul ăsta trebuie să pui încă mult mai multe. Mult mai multe tendințe și obiceiuri și lucruri aproape intime ale tale. Lucruri ascunse. Fiecare le are și le are pe ale lui. Și până nu le face palea, nu se simte bine. Ori toate țacațacurile astea interioare ale noastre fac parte din etajul 3, din stilul de care vă spun. Când lucrul ăsta, fiți atenți acum că vreau să spun ceva important. Când lucrurile astea de stil sunt înghesuite, și puse în timp insuficient, iese o brambură. E, de fapt, o mică sau mai mare oligofrenie. Noi asistăm acum nu la oameni proști. Nu, oameni cu multă informație. Eu am spus de pacienții mei, unii îmi știu agenda, eu nu mai știu nimic când ăla începe să-mi spună că diazepam oare contraindicat, nu știu ce, caut, are dreptate. Uite, domnule, mi-a luat-o înainte ăsta. Pe bucăți, ți-o ia înainte. Pe bucăți. Deci fiți atenți că problema asta a treia stilistică, fizic vorbind, este organizare în timp. Asta este tot secret. Deci diferențele între noi, ca să ne iasă treaba, e cum așezăm succesiv operațiunile. Unii suntem zăpăciți și vrem 10 pe minut, ratăm. Alții suntem mai tipicari, mai meticuloși, mai moșulică, mai aranjate, asta mâine, asta apoi mâine, asta nu știu ce. Ies lucrurile mai bine. Asta e un sfat de psihoterapie. Și, de fapt, e foarte important, nu pentru schizofren care împrăștea pe definiție, ci pentru nevrotic. Nevroticii acum se zăpăcesc
prin faptul că au multe de făcut. Așa. Toate trebuie făcute, toate trebuie făcute, dar stai puțin. Toate trebuie, chiar tu le mănânci pe toate. Ce te-a apucat? Acum, uite, de fapt, sâmbăta e, ca să zic așa, nu pentru voi, pentru voi de acasă, nevrotic. Pentru că vrea și 15 ore de mâncare, și rufele, și alea, și alea, și alea, și alea. Pentru că e sâmbătă. Da. Și atunci, bineînțeles că luni e mort. Nu? Asta e. Deci asta a învățat el în sabat sau în ce o fi trebuit să învețe. Și iată că nu se reface. Deci refacerea nevroticului e să mai reducă din fripturismul ăsta de sâmbătă. Ia treci pe lapte cu mămânie. Ia schimbă, simplifică. Fiți atenți că eu aparent numesc, însă vă spun un exemplu de practice. Analizați și o să vedeți. Astea sunt constatări din practica mea. Deci nu... Prima constatare. Un bolnav psihic nu are alte componente decât omul normal. Cum? Dar sunt alte la rând. Azi dimineață deschid, l-așteptăm pe Alexe și hop, vorbea un predicator. La un moment dat începe să spună și vocea mi-a spus, era în 62, vocea mi-a spus, vocea ți-a spus, fii atent ce vorbește aici. Cu mare precizie. Dar vorbea foarte bine și foarte coerent. Foarte coerent. Deci nu se potrivea cu chestiile mele de diagnostic și de... Însă, avea același element psihotic care, cu care noi punem diagnosticul. Deci ușor aș fi putut să spun, ăsta e nebun, este... Dar nu era. Ceea ce vreau să demonstrez, adică avem aceleași elemente, dar dacă sunt coordonate de ego, e una, la mână, și dacă sunt coordonate de sine, este invers. Deci la schizofren sunt coordonate de sine. Deci el să ia numai după vocile alea și crede numai în vocile alea. Asta este toată diferența. Bineînțeles că n-am observat-o nici pe asta eu, nici vorba. Și Arie are foarte clară treaba care vă spun acum. Deci să nu vă imaginați că voi căutați altceva la celălalt. Adică el vine ca pacient și tu ca învățăcel, ca asta, spui stai, că vreau să-i culeg vreo 3-4. Să vezi ce diagnostic pun acum. Aștept mult și bine. Tu trebuie să știi exact aceleași funcții ca la om. Însă trebuie să vezi proporția lor, în ce proporții și mai ales arhitectura finală asta, adică dacă stă așa sau așa. Deci această chestie de clasa a doua, că asta e de clasa a doua acum cu fracția, asta este secretul pentru normal și patologic în psihiatrie. E de mirare, dar asta e. Iar din punct de vedere social, rămâne caracteristica de care am vorbit de atâtea ori la resocializare. Adică diferența de unul face bani și unul nu face bani. Aia din punct de vedere social. Și nu face bani, nu pentru că e prost, ci pentru că e împrăștiat. Da? Prin urmare, voi încheia spunând concentrați-vă. Și evitați împrăștierea. Pentru că deștepți sunteți, însă dacă vă împrăștiați, pierdeți. Este totul o treabă de
strângere. Strângaia, strângaia, lată, strângaia. Pe urmă, este o treabă de aranjere acestor strângeri. Altfel vine nevroză pe capul vostru. Deci dacă împrăștierea e așa, e chiar schizofrenie. Dacă nu mai e nimic, dacă e vulcan stins, sigur că e Alzheimer. Chemăm româncele londoneze, nu care se pricep acum la... De toate, ele știu de toate. Da? Deci specialistele în lire sunt astea de pe la Dunăre. Foarte pregătite acum să rezolve și Alzheimer. Astea fiind zise, domnilor, dacă mai veni niciodată așa, mai reușim. Eu nu vă mai am. Dar înțelegerea trebuie să fie sfârșit de decembrie, nu? Suntem parcă prea religioși ca să ne mai vedem. Vreau să spun că umblăm după proteine. Sfârșit de ianuarie. Sfârșit de ianuarie, nu? Sfârșit de ianuarie. Deci ne vedem la sfârșit de ianuarie. Și puteți avea și dumneavoastră teme și doctorul Teodorescu poate să continue. E bine să spun să mă gândesc și eu la formule. Deci, vă dați voi seama dacă m-aș fi dus la ei. La ei, să-i spun. Știți, eu pot să spun despre psihic în 20. Închipui ce curios l-aș fi făcut. Pentru că când nu spui ideea și spui numai cuvintele, exciți. Asta este sensul la titlurile de film. Înțelegi? Fata cu ochelari. Ai înțeles? N-am spus idee. Dar sunt curios ce o să facă fata cu ochelari. Dacă spun fata cu ochelari a murit, am spus toată ideea, nimeni nu mai vine la film. Nu vrea așa. Deci aici este trucul și descoperirea mea. În sensul care trebuie să-l dea ideea. Make sense, trebuie să aibă într-adevăr, să aibă într-adevăr acest înțeles, înțelegere, comprehension asta, asta e una la mână și al doilea vă rog să nu uitați treaba aia cu intuiția. Pentru că eu cel puțin 50 de ani mi-am bătut capul. Luând tot felul de definiții despre intuiție, de la ala, că greșește, că e o teorie nu știu cum, că e o teorie reacționară, că... Prostii. Sunt prostii. Este o prepercepție. Scurt. Și ne ajută, deci, în percepție. Noi nu rămânem pe ea. Vino, Doamne, înăuntru, stăm. Percepem, analizăm, etc. Însă noi am avut această pre... Dacă nu mai faci actul 2 și stai numai pe aia, s-ar putea să greșești. De-aia intuiționiștii, ăștia zic, Doamne, așa știu eu că eu așa îmi trece mie, nu sunt prea buni strategi. Trebuie să combine aceste două lucruri. Însă dacă le combini, ești un artist. Asta este toată. Asta e proprietatea. Asta e. Și ce artist ești? Ce artist? Adică ești creator, regizor, etc. De ăștia care într-adevăr poate să imagineze. Deci nu spunem tu să fac de tip Florin Piersic așa. Hai, Doamne, întoarce-te, mișcă-te. Ăla se întoarce, se mișcă, are flexibilitate. 90% din artiști așa sunt. Dar regizorul e un piticus de ăsta, cu nebunel, care are
pre, acest pre, este enorm. Este enorm. Dă-ți-o seama la psihologie, unde noi începem și primele lecții și toate astea se bazează pe cunoaștere perceptuală. Este? Deci trebuie să reiau, dacă o mai fi la anul, să zicem, această chestie. Pentru că asta e de mai mare importanță. Unii au crezut că e numai o treabă de atenție. Cum e la maniacal, știi? Să uită și vede, ce șalai. Nu. Pentru că asta e o treabă de culoare și de estetică. Înțelegi? Când este intuiție și asta, pur și simplu îți dă un sens. Spui, ăsta e omul. Asta este la diferență. Bine, la revedere, domnilor. Mulțumesc în primul rând la anul întâi că a venit. Cine i-a adus?